Hai, salut! Despre ce vorbim azi? Nu știu. În primul rând îmi dau seama că nu mă văd și trebuie să fac ceva. Vedeți o carte pe care trebuie să o citesc. Tot nu mă văd. A doua carte pe care trebuie să o citesc. Bum! Acum cred că mă văd mai bine, nu? Poate o să auziți muzică pe fundal, e de la Pitch. Ideea e că nu prea știu despre ce să vorbesc nici azi, dar am stat eu așa un pic și am căutat ce făceam eu acum mai mult timp. Și cred că o să vorbim despre asta. Stai că murdar camera, are ceva. Apropo, v-ați luat ceva din Black Friday? Mie unul personal, anul ăsta chiar mi s-a părut că toate site-urile au avut 10% reduceri sau ceva de genul, pe bune. Cândva Black Friday chiar avea ofertă. Eu filmez asta vineri, voi o vedeți mâine, adică sâmbătă, dar ieri în calendar au scris o chestie foarte tare. 12 noiembrie. Nu vei putea alege cum o să mori sau când. Vei putea alege doar cum să trăiești. Acum. Bă, te cam pune pe gânduri. Și dacă tot te pune pe gânduri, da, e clișeul ăla cu ai o singură viață și trebuie să o trăiești. Da, e adevărat. Dar eu cred că în viață trebuie să ai și un vis măreț. Nu știu câți din voi vă mai aduceți aminte, dar fix acum 3 ani mă gândeam eu să încep un nou proiect și anume 365 Portraits, 365 Dreams. În fiecare zi a anului 2018 postam câte un portret pe Instagram. Iar sub portret, la descriere, era cel mai măreț vis al omului a cărui portret îl postam. Asta însemna că la finalul anului ar fi trebuit să am 365 de portrete și 365 de vise cele mai măreți ale oamenilor. A fost greu. Și pentru că a fost greu, nici măcar n-am reușit. Am ajuns cu numărul, cred că la undeva la 165 de oameni și 165 de vise. Ceea ce e binișor. Dar acum când mă gândesc, treaba asta chiar a fost destul de serioasă. Adică eu chiar m-am chinuit să fac asta. Și mă uit la aproape 3 ani de când m-am apucat și zic, pare să împlinim visele alea la care visau oamenii atunci. Pentru că după cum am zis, eu i-am întrebat atunci, care este visul tău cel mai măreț? Și încă o dată postam portretul și jos era visul lui cel mai măreț. Păi și au fost oameni foarte diversi, cu visuri foarte diverse. Unii spuneau chestii palpabile, alții vorbeau de sentimente. Ideea e că toți au avut ceva de zis. Și fie că erau oameni destul de introverți, fie că erau oameni foarte vorbăreți, reușeau să pună în cuvinte care e cel mai măreț vis al lor. Și stăteam eu azi și mă uitam așa pe Instagram și văd, bă, ia stai să mă uit eu dintre oamenii ăștia și ce au scris, oare la cât s-au împlinit, la cât sunt acolo, cât fac măcar o părticică din ce și-ar fi dorit să fac. Și am găsit pe omuleții ăștia care ghiși ce fac. Ori își trăiesc visul, ori sunt aproape, ori nu mai au mult până la vis. Hai să vă zic de câțiva dintre ei. Am selectat doar câțiva, dar sunt sigur că mult mai mulți dintre ei poate își trăiesc visul. Și asta mi se pare interesant pentru că nu a trecut decât 2 ani și ceva, aproape 3. Bă, în 3 ani să ajungi la visul tot cel mai măreț, e chiar șmecher. Chiar voi v-ați gândit la visul vostru cel mai măreț? Și începem cu Lydia. Lydia a zis atunci așa. Am și eu, asemenea tuturor oamenilor de vârsta noastră, visuri mari legate de carieră, călătorii și o familie frumoasă. Dar cred că cel mai mult îmi doresc să nu iau totul atât de în serios și să mă bucur de prezent. Super mișto, să te bucuri de prezent. A, și să fac oamenii să râdă. Da, categoric vreau să fac oamenii să râdă. Și Lydia cumva chiar asta face. Pentru că, lângă astea de carieră și ce mai e, pe pagina ei de Facebook pune destul de des niște texte la care chiar muncește, amuzante. Lydia Iștoc, căutați-o și o să vedeți despre ce-i vorba. Următorul e Vlad Baciu. Cel mai măreț vis? Îmi doresc să-mi fie cunoscută și apreciată munca în minunata lume a filmului, chiar dacă se întâmplă înainte sau după moarte. Banii nu-mi influențează deciziile și tocmai de asta nu am să fac niciodată ceva doar pentru că este mai profitabil. De asemenea, îmi doresc o școală de film pentru cei care nu știu cum să înceapă sau nu au destule resurse. Pentru că arta se poate face prin orice, din orice, și vreau să fac lumea să vadă asta. Nu în ultimul rând, mi-aș dori să pot ajuta lumea să își urmeze visele, indiferent de ce e normal, corect, recomandat în ochii altora. Încă un exemplu bun care e aproape acolo, pentru că omul ăsta face film. Și o să vă las în descriere canalul lui de YouTube, canalul lui și al lui Matei. Ei doi sunt prieteni buni. Bă, și fac un conținut extraordinar. Doar că, din punctul meu de vedere, nu e suficient de comercial ca să devină viral. Dar asta e bine, pentru că ați auzit ce a zis Vlad.
Următorul e Ștef David, prietenul meu din copilărie. De când eram mici suntem prieteni. E greu de crezut, dar nu am visat niciodată la ceea ce aș vrea să se întâmple cu viața mea. Am luat totul exact așa cum a venit, cu bune și cu rele. Bă, Ștef, fix asta au făcut. Totuși, se poate spune că am ajutat și eu la șlefuirea viitorului meu și visul cel mai mare pe care l-am este acela de a face oamenii să zâmbească atât la figurat, dar mai ales la propriu. PS, visul unui viitor stomatolog. Dacă Ștef nu a fost suficient de explicit, vă și zice PS, visul unui viitor stomatolog. Dar Ștef e un om foarte tare pentru că el în liceu a făcut un profil de ăsta sportiv și vă dați seama că n-a avut așa mult contact cu materiile astea reale, cu biologie, cu chimie, cu tot ce ține de științe. Cu toate astea, omul și-a luat un pic de timp liber, s-a apucat să învețe pentru medicină și ghici. A intrat la medicină și la anul termină medicină. Medicina dentară. Abia aștept să-mi pună plombe în gură. Acum urmează Marius Toma, un alt prieten din copilărie, cu care m-am văzut astă vară, deși nu mă mai văzut de ani de zile, pentru că am mai plecat peste mări și țări și... Cel mai măreț vis al meu. De când eram mic copil, viseam să ajung un mare handbalist. Dar cred că mi-am dat seama că sunt mai pasionat de muzică, așa că și în ziua de azi lucrez la visul meu de a deveni un mare artist. Bă, un mare artist, vă dați seama că mai e până acolo. Dar omul ăsta a reușit să pună deja muzică la câteva festivale din Italia. Festivaluri? Cred că e pe drumul care trebuie. Următorul e Robert Farkas. Cel mai mare vis al meu este să am businessul meu aici. Aici el se referă în Statele Unite. Vreau să-l dezvolt până ajunge să meargă singur și după, cu profitul de aici, vreau să vin acasă și să investesc în startups. Vreau să ajut tinerii din România, pentru că sunt foarte mulți tineri deștepți pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Și bineînțeles că pe lângă asta îmi doresc o familie mare și sănătoasă. Familie mare și sănătoasă. Robert cred că se va căsători foarte curând. Are un business în state, deci cred că e pe acolo. Și gândiți-vă că asta își dorea în 2018. Un alt om pe care voi acum o să-l vedeți pe ecran e Cristina Blan. Ea e Cristina și visul ei cel mai măreț este să ajungă make-up artist celebru. Cristina încă lucrează la visul ei, dar e destul de celebră din punctul meu de vedere în lumea asta make-up-ului, cel puțin din București. Așa că uite un vis simplu, dar concret și care se poate materializa în 2-3 ani. Următorul e alt prieten din copilărie, e Vlăduț. Cel mai mare vis e să am o familie frumoasă și să devin unul dintre cei mai buni mecanici din România. Bă, un vis exact cum trebuie, palpabil, de unde, cum, ce. Ideea e că Vlăduț, deși are 21 de ani, e un mecanic desăvârșit și chiar dacă nu și-ar fi dorit, ar fi ajuns unul dintre cei mai buni mecanici din România. Următoarea visătoare din această serie este Ana. Ana zice așa: nu obișnuiesc să visez, în schimb cred în mine. Cred că voi fi un medic cardiolog bun. Asta vreau. Ah, da, de fapt visez. Îmi visez uneori familia și vacanțele împreună cu bărbatul de lângă mine. Cred că un vis pe care îl visez singur se risipește. Mișto ce a zis Ana. Și duminica asta ea are examenul de rezidențiat ca să devină cardiolog. Așa că hai să-i ținem pumnii, pentru că avem nevoie de cardiologi șmecheri. Acum tot vreo 3 ani Ciprian zice asta: visez ca într-o bună zi să pot spune: nu sunt cel mai bun antrenor din lume, dar niciunul nu e mai bun ca mine. De asemenea, visul meu e să pot călători cât mai mult, să învăț și să văd și alte tradiții. O chestie care le doresc tuturor, pe care, în special prietenilor, și având în vedere că Bully are o familie mare, doresc cu sinceritate sănătate, fericire și iubire tuturor. Asta e și pentru voi cei care vă uitați. Ciprian e deja antrenor, poate că nu e deocamdată cel mai bun din lume, dar urmează. Urmează Andrei, sau Nașu, cum îi zic eu. Visul meu este să am propria mea emisiune, despre și cu mașini și mâncare. Îmi doresc să călătoresc spre zone exotice, conducând mașini la fel de exotici, să se ajung să descopăr și să explorez gusturi și orizonturi noi în ale mâncării. Să reușesc să îmbin cele două pasiuni ale mele este visul meu. Andrei a început acum ceva timp, cred că vreo 2-3 ani. Sunt live, băi. Așa trebuie să plec. Cu pasiunea cu mâncarea, Andrei deja a început, pentru că e de ceva timp bucătar și e bucătar șmecher. Deci și el e aproape acum. Următorul e Alin. Nu pot să spun că am un singur vis, pentru că am mai multe. Fie că sunt mai mici, fie că sunt mai mari, toate sunt importante pentru mine. Dar cel mai mare vis al meu pe care îl împărtășesc cu tine este că îmi doresc să plec într-o călătorie în jurul lumii pentru a fotografia toate colțurile Terei și la final să realizez o expoziție de fotografie la nivel internațional. Dacă intrați pe Instagram la Alin, vedeți că se vede și acolo, e Aron Alin Mihai. Cred că deja găsiți expoziția asta despre care vorbește Alin, pentru că el deja a fost în multe locuri de pe glob și vedeți de acolo o grămadă de poze. Următorul e Rareș. Salut, sunt Rareș. Am o tonă de vise, toate faine și măreți. Dar cel mai măreț, wow, vicious dream,
ar fi să devină un speaker de talie mondială. E o metodă prin care pot inspira, influența și prin care pot să ajut oameni care chiar vor să facă o schimbare în viața lor. Oameni care se mișcă, oameni faini. Până acolo învăț, zâmbesc și mă înconjur cu oameni superbi ca tine. Rareș deja a început să inspire mulți oameni, inclusiv pe mine. El are și el un canal de YouTube, link-ul găsiți în descriere, și pe canalul ăla tocmai asta face, inspiră oameni. Următoarea e Renata. Visul meu este ca la un moment dat să ajung să pot fi independentă financiar, să pot investi în mine și în, în calitățile mele, să-mi descoper cariera, ceea ce încă nu am făcut-o încă, deoarece ador să fac multe și să-mi vin utilul cu plăcutul, să călătoresc în lung și în lat, să am alături de mine oameni optimiști, activi și zâmbăreți și poate cândva o familie. Un tată iubitor și un copil frumos ca măsă. E bine, visul ăsta cu copilul frumos ca măsa e pe cale să se întâmple. Cred că mai sunt o lună, două, ceva de gen. Următorul e Cristian Prăjescu, pe care ori l-ați mai văzut la televizor, ori la mine pe canal, l-ați mai văzut. Am mai multe visuri pentru care muncesc. Să compun muzică pentru un film, să compun muzică pentru orchestră, să compun pentru artiștii români și să-mi deschid propriul meu studio. Sunt visuri mărețe, dar cred că încet, încet le voi împlini. Unele încep deja să prindă contur. Nu știu la care se referă el că o să prindă contur, dar Cristi are deja un mini-studio, așa că e pe drum. Ultima chestie, am lăsat ceva așa mai inspirațional, pentru că a fost un om care a avut un vis foarte inspirațional. Ea e Carmen și e mătușa mea. O întrebam pe bunica în fiecare an ce își dorește de ziua ei și invariabil răspundea că vrea să fie nemuritoare. De ce ți-ai dori asta și mai ales cum să ceri asta? Dar azi, când ea nu mai este printre noi, aș putea spune că în mod paradoxal visul ei s-a împlinit. Este mereu în gândul meu, în poveștile mele, mă trezesc că vorbesc despre ea și spusele ei. Este mai mult și mai aproape de noi, așa că vreau și eu nemurire. Ăsta e visul meu. Știu că trebuie să lucrez mult la el, dar nu-i așa, visele se împlinesc atunci când trimiți gândul în univers. În rest, vorba unei colegi, fie că acel vis neascuns și nespus încă să vi se împlinească. Așa zic și eu, dacă aveți vise nespuse încă, sper să vi se împlinească. Că vreți să vedeți toate visele din proiectul ăsta, intrați pe contul meu de Instagram și le găsiți acolo. Am să las eu un link în descriere și pentru asta. Și vedeți și mie visul, că e ultim și e mișto. Visul meu cel mai măreț. Mersi că v-ați uitat. Ne vedem mâine. Care e visul vostru cel mai măreț?